Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, este interlocutorul nostru astăzi. Vom vorbi despre cooperarea dintre Chișinău și București. Mi-amintesc pe parcursul mai multor ani, atât experții de pe un mal și celălalt al Prutului, dar și politicienii spuneau că la București este prea puțin cunoscut dosarul Republica Moldova. Dumneavoastră, ce ne puteți spune? Cât de bine sunt cunoscute realitățile și problemele din Republica Moldova, acolo în capitala României, domnule Chirilă? Bine, eu cred că depinde de la ce instituții ne referim. Dacă vorbim despre Ministerul Afacerilor Externe de aici la București, eu vreau să vă asigur că dosarul Republicii Moldova se cunoaște foarte, foarte bine și în detaliu. Dacă vorbim despre președinția României, de asemenea, dosarul Republicii Moldova este în permanentă atenție la Cotroceni și la fel se cunoaște foarte bine despre prioritățile, problemele care există și proiectele care urmează să fie implementate și care trebuie să fie implementate. Deci lucrurile diferă de la instituție la instituție, probabil. Bine, urmează să am și întâlniri și la alte instituții și atunci voi putea spune mai argumentat cât de bine este știut dosarul la respectivele instituții, dacă mă refer la Parlament, dar și acolo vă asigur că sunt funcționari care se ocupă în permanență de acest și politicieni care se ocupă în permanență de acest dosar. Săptămâna viitoare voi avea mai multe întâlniri la instituțiile sectoriale, la ministerele sectoriale și de asemenea voi cunoaște mai bine nivelul de cunoaștere a dosarului nostru. O să vorbim despre prioritățile care se regăsesc în agenda comună a celor două state și o să pornim cel mai probabil de la acea foaie de parcurs care a fost semnată la finele lunii noiembrie cu ocazia vizitei pe care președinta Maia Sandu a efectuat-o în România și după semnarea acelei foi de parcurs a spus că ea este doar reactualizată pentru că în 2019 când a fost semnată nu s-a reușit avansarea sau au fost blocate anumite probleme care se regăseau în acea foaie de parcurs și se regăsesc acum. O să pornim de la securitatea energetică, de la darea în folosință a gazoductului Iași-Chișinău și de la problemele energetice per ansamblu. Haideți să le luăm pe rând. Cât de dispusă este astăzi România să ajute Republica Moldova și cât de insistentă este Republica Moldova ca totuși pe dimensiunea aceasta energetică să se înregistreze rezultate care ar livra rezultate în folosul cetățenilor? Republica Moldova este insistentă, subiectul acesta s-a discutat și la întâlnirea doamnei Sandu cu domnul președinte Iohannis în noiembrie. De asemenea, s-a discutat și în timpul vizitei oficiale pe care a avut-o doamna prim-ministră a Republicii Moldova aici la București, domnul Ciucă. De asemenea, la sfârșitul anului trecut, la București s-a aflat și domnul viceprim-ministru Andrei Spânu, care la fel a discutat acest subiect cu ministrul energiei din România, Virgil Popescu. Deci subiectul este în permanență în atenția noastră, în atenția și a Bucureștiului și a Chișinăului. Și șefii celor două diplomații de la Chișinău și București au abordat acest subiect? Sigur. Nu mai vorbesc de șefii diplomațiilor de la București și în Chișinău, care se află în permanență în contact și discută subiectele și subiecte energetice, dar și alte subiecte de interes major pentru noi. Deci subiectul este în atenție și având în vedere situația în care ne aflăm, o situație de criză, putem să spunem, se caută soluții. Soluțiile, trebuie să spunem că nu vin foarte rapid pentru că e nevoie de timp. În ultimii 30 de ani, cu regret, autoritățile Republicii Moldova au pierdut foarte mult timp pentru a soluționa acest subiect și iată, acum ne aflăm din cauza acestor amânări
și proiecte neimplementate la timp, inițiative neimplementate la timp. Ne aflăm în actualmente în situația în care știm cu toții. Soluțiile vor veni în următorii ani. Una din soluții, desigur, este să depozităm gazul natural în depozitele subterane ale României și nu doar a României, dar și ale Ucrainei. De asemenea, este nevoie să facem o inventariere a sectorului nostru energetic și în general, astfel încât să vedem care sunt lacunile, atât legislative, cât și infrastructurale, tehnice. Și aici România este gata să ne vină în ajutor cu experți, astfel încât în următoarele luni să demarăm această inventariere a sectorului nostru energetic și ulterior să venim și cu un plan de acțiuni comun pentru a soluționa problemele depistate. Aceste proiecte care prevăd interconectarea energetică, ele sunt costisitoare, iar pe de altă parte și la București și la Chișinău acum există suficientă voință politică ca nu doar costul financiar să conteze cel mai mult, dar la modul cel mai serios aceste proiecte să aibă șanse să fie implementate și cel mai probabil și partenerii externi sunt gata să ajute Republica Moldova pentru că pot fi atrase și fonduri, mijloace financiare din partea Uniunii Europene, din partea altor donatori. A fost dat în folosință gazoductul Iași-Chișinău, dar cel mai probabil, el deocamdată este pus în stand-by, în așteptare. De ce? Bine, nu e chiar tocmai în stand-by. Știm foarte bine, de exemplu, că în recenta criză energetică din octombrie, datorită gazoductului Iași-Chișinău, s-a reușit stabilizarea presiunii în sistemul nostru de gazoducte, astfel încât s-a evitat o aprofundare a crizei. Deci, totuși, ceea ce demonstrează că gazoductul Iași-Chișinău funcționează. Sigur, este nevoie de identificarea unor noi capacități, volume de gaze naturale, astfel încât să România să poată să ne asigure o furnizare stabilă a gazelor naturale de care are nevoie Republica Moldova. Și, bine, în următorii 3 ani se preconizează explorarea unor noi resurse de gaze naturale din Marea Neagră și atunci România cu siguranță și Republica Moldova vor putea valorifica pe deplin această conductă de gaz. Dar, de asemenea, având în vedere că ne propunem să depozităm gaze naturale în depozite subterane ale României. De asemenea, acest gazoduct va fi esențial pentru a importa aceste volume în Republica Moldova. Și referitor la proiectele de interconectare energetică, ce ne puteți spune? Deja știm, câți ani mai trebuie să treacă ca ele să devină funcționale? Bine, depinde cât de rapid voință politică există pentru a promova aceste proiecte, în special dacă vorbim de proiectul Isaccea, Vulcănești-Chișinău, de linie de înaltă tensiune. Deci știm deja că acest tender a fost de construirea acestei linii. A fost câștigat de o firmă indiană, Chec. Lucrările urmează să fie demarate. Știm că acest proiect deja este finanțat și de Banca Mondială, în mare parte, dar și de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și de Uniunea Europeană, care ne-a acordat un grant de 40 de milioane pentru a construi o stație de înaltă tensiune la Chișinău. Deci este un efort comun și a organizațiilor financiare internaționale, dar și a Uniunii Europene. Deci acești bani sunt. Acest proiect ar urma să fie finalizat în următorii 3 ani. Și atunci Republica Moldova va avea o garanție în cazul unor crize, eventuale noi crize energetice, va avea o garanție că furnizarea energiei electrice din
din România va fi constantă și, de exemplu, regiunea transnistriană nu va mai putea să ne șantajeze așa cum o facem în Brezila. Cele două părți discută și despre un alt proiect, Suceava-Bălți. Și acel proiect este în vizorul autorităților noastre. Bine, acolo există și un acord deja semnat, dar lucrările urmează să fie demarate. Deci probabil că acest proiect va lua un pic mai mult. Să trecem și la infrastructura rutieră, pentru că se insistă foarte mult că Republica Moldova ar putea să ajungă mai repede pe drumuri mai bune către Uniunea Europeană dacă se îmbunătățește și infrastructura rutieră dintre cele două state, Republica Moldova și România. Și aici s-au făcut promisiuni că lucrurile nu vor bate pasul pe loc și că chiar dacă se anunță că spre 2030 aproape ar putea să fie realizate aceste proiecte, oricum speranțe se leagă de îmbunătățirea infrastructurii terestre. Autoritățile noastre deja au inițiat, au trimis proiectele de acorduri pentru reconstrucția podului de la Galați-Giurgiulești și construirea podului Ungheni-Ungheni, care ne va lega de autostrada Unirii. Aceste acorduri se află la București, se analizează aici la București și sperăm că în viitor apropiat aceste două documente importante vor fi semnate și atunci vom putea demara lucrările tehnice pe parcursul acestui an. Deci lucrurile nu stau pe loc, așa cum afirmă unii experți la Chișinău. Se lucrează, subiectul este în permanență atenție în ambele capitale. Cât de mult este explorată dimensiunea economică? Este adevărat că în ultimul timp piața românească a devenit o piață foarte atractivă pentru mărfurile din Republica Moldova și se situează chiar printre primele, se pare că piețe în topul statelor care importă din Republica Moldova, ori România este și o piață europeană, mai sunt rezerve nevalorificate. Cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea cooperării economice? Sigur, avem nevoie pentru a da un impuls și mai mare cooperării noastre comerciale economice, este nevoie să îmbunătățim infrastructura de transport, a drumurilor, podurile și de asemenea să eficientizăm și lucrul vamelor noastre. Nu întotdeauna suntem mulțumiți de activitatea de fluxul, de felul în care are loc fluxul și mărfurilor și a pasagerilor. De aceea, bine, se lucrează în prezent. A fost inițiat un proiect de modernizare a vamelor noastre de la Albița și Leușeni, de la Giurgiulești și de la Sculeni. Deci toate aceste vame urmează să fie modernizate pe parcursul acestui an, astfel încât în 2023 deja să avem noi o infrastructură de calitate și de care să beneficieze cetățenii noștri și întreprinderile din ambele țări. Ar putea fi adus mai mult capital românesc în Republica Moldova și mă refer în primul rând la un potențial capital de investiții? Sigur și acest lucru este în atenția ambasadei. Ne propunem să aici, pe parcursul acestui an, să mobilizăm, de exemplu, antreprenorii noștri care sunt investitori importanți în economia României, să-i încurajăm să se asocieze astfel încât vocea lor să fie ascultată mai bine, auzită mai bine și ascultată mai bine aici în România. De asemenea, ne propunem să îmbunătățim contactele noastre cu mediul de afaceri românesc care are interese pentru a investi în țara noastră. De exemplu, în domeniul energetic există companii care ar dori să investească
Dar, desigur, este nevoie de ca legislația noastră să fie predictibilă, este nevoie ca viitorii investitori, potențiali investitori, să fie siguri că nu vor fi șantajați de funcționari corupți, etc., etc. Deci este nevoie și de anumite reforme acasă, astfel încât să dăm acel nivel de încredere de care au nevoie investitorii din România. Domnule ambasador, dar este... Da? Ziceți, ziceți. Da, deci e important, de exemplu, să atragem investitorii strategici, investitorii români în sectoare strategice ale economiei Republicii Moldova, precum ar fi sectorul energetic, de exemplu, în privatizarea, o oportunitate ar fi privatizarea rețelelor în Nord, ale Republicii Moldova. De asemenea, de ce nu în telecomunicații și de ce nu, de exemplu, în domeniul gazifier, deci de furnizarea gazelor naturale, astfel încât să avem o mai mare competiție în domeniul furnizării gazelor naturale în Republica Moldova și acest sector să nu fie dominat de Moldova Gaz. Dumneavoastră ați amintit și de domeniul de telecomunicații. Îmi amintesc încă din 2019 și până astăzi se discută despre eliminarea roamingului. Mai rămâne actual subiectul ăsta? Mai are șanse până la urmă să... Se negociază ce poate... Mai are șanse să fie rezolvat și ca nu doar să li se promită oamenilor că iată cele două părți au această intenție, dar până la urmă să ajungă la acest numitor comun și să se întâmple acest lucru. Eu cred că se va întâmpla pe parcursul acestui an. Nu pot să dau un termen când anume, pentru că nu depinde doar de autoritățile Republicii Moldova, de guvernele ambelor state, depinde foarte mult și de operatorii din domeniul telecomunicațiilor, de pe ambele maluri ale Prutului. Deci avem o piață liberalizată și acești operatori trebuie să caute numitor comun asupra acestui subiect, asupra micșorării tarifelor. Deci discuțiile se duc, în prezent se negociază un acord. Sper foarte mult că acest acord vom reuși să-l negociem și să-l semnăm poate cu ocazia viitoare ședință comune a guvernului. Și dacă acest lucru va fi realizat, atunci probabil că de la semnarea acelui acord, în termen de câteva luni, se va putea cetățenii noștri vor putea să beneficieze de tarife europene, să spun, reduse la aceste servicii de telecomunicații în viitor. Deja poate fi confirmată ședința comună ale guvernelor de la Chișinău și București? Eu nu pot să confirm data concretă, dar este preconizată pe parcursul lunii februarie. Data concretă o vor anunța prim-ministrii din România și Republica Moldova. În ultimul timp, șeful diplomației de la București, domnul Laurescu, insistă foarte mult pe soluționarea conflictelor înghețate în imediata vecinătate a României. De aici reiese interesul pe care îl are România pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Cum ar putea să ajute mai mult România în identificarea unei soluții durabile pentru acest conflict? România este membru al Uniunii Europene, deci Uniunea Europeană face parte din acel format 5+2, deci în calitate de observator, dar oricum în calitate de observator vocea Uniunii Europene contează foarte mult. Și mai ales că este deja și un finanțator important al măsurilor de încredere și un partener important comercial, economic al regiunii transnistrene. Deci este piața, cea mai importantă piață de desfacere, se spune, după Republica Moldova, pentru regiunea
pentru regiunea Transnistria. Mulți se întrebau cum s-a ajuns la această situație, pentru că... Datorită, deci știm foarte bine, datorită acordului de liber schimb comprehensiv și aprofundat, deci acest de care regiunea transnistreană profită foarte, foarte bine și acest lucru a fost posibil doar după ce Republica Moldova a semnat acest acord. Deci este datorită Republicii Moldova. Regiunea Transnistreană profită de acest acord și are această șansă să-și exporte produsele pe această largă, extinsă piață economică. Eu de ce v-am adresat această întrebare? Pentru că deseori se trăgea concluzia că absorbind mărfurile din regiunea transnistreană ar însemna că susții indirect un regim secesionist la Tiraspol. E bine, noi ne propunem reintegrarea în aceste regiuni, în spațiu constituțional al Republicii Moldova. În regiunea transnistreană locuiesc câteva sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova, practic majoritatea lor dețin pașapoartele Republicii Moldova, deci Republica Moldova, autoritățile de la Chișinău constituționale au o obligație morală să se îngrijească de bunăstarea lor, fie economică și socială. Deci, din păcate, noi nu putem din păcate, având în vedere situația din regiunea transnistreană, este greu să faci o delimitare între acest regim ilegal și cetățenii noștri. Noi trebuie să-i ajutăm într-un fel. Sunt alte măsuri pentru a impune anumite o presiune necesară asupra acestui regim pentru a se conforma legislației noastre și acordurilor internaționale pe care Republica Moldova le-a semnat și este parte acestor. Domnule ambasador, dar cum ați definit dumneavoastră pe moment situația din această regiune unde e situată și Republica Moldova și România, după ce ați înmânat scrisorile de acreditare șefului statului român, ați spus că Republica Moldova și România trebuie să facă în așa fel încât parteneriatul strategic dintre cele două state să devină irreversibil, iar autoritățile de la București, cât și cele de la Chișinău, trebuie să profite de contextul regional și să aplice în detalii prevederile parteneriatului strategic dintre cele două state. De ceea ce mesajul meu este să valorificăm pe deplin foaia de parcurs pe care președinții, șefii noștri de state au semnat în noiembrie. Interconectarea noastră infrastructurală, fie că vorbim de sectorul energetic, fie că vorbim de rețele de transport, fie că vorbim de infrastructura noastră vamală, fie că vorbim de economie, sporirea volumelor comerciale, toate aceste lucruri vor face din parteneriatul nostru strategic piatra de temelie a integrării noastre europene. Deci e clar pentru toată lumea că nu poate fi integrare europeană sau nu putem ajunge membri ai Uniunii Europene dacă nu suntem interconectați în toate domeniile cu România. Numai așa, cred, având în vedere acel scepticism care există în unele capitale importante ale Uniunii Europene față de eventuala extindere spre est, numai așa vom putea acumula argumentele necesare și așii necesare pentru a determina acele capitale să înțeleagă că nu există altă cale decât integrarea deplină a Republicii Moldova economică și politică în Uniunea Europeană. Haideți să vorbim și despre asistența financiară pe care poate să o ofere în continuare România Republicii Moldova. Ne amintim despre cele 100 de mii care au fost oferite Republicii Moldova, dintre care au fost folosite, se pare că puțin peste 60 de mii. S-a promis să fie renegociat acordul și să fie direcționată întreaga sumă către Republica Moldova. Ați putea să ne spuneți mai multe detalii? Acordul se negociază, deci se află deja în faza de aprobare aici la București, în
instituțiile care, de resort care sunt vizate. Îl așteptăm cu nerăbdare ca acest acord să ne fie transmis la Chișinău, astfel încât să demarăm și noi procedurile instituționale care iau timp, nu e atât uneori nu e atât de rapid. Deci așteptăm acest acord ca astfel încât să-l aprobăm și să-l avizăm în instituțiile noastre de la Chișinău și inclusiv cu implicarea Parlamentului, ca în cele din urmă să putem semna acest acord în cadrul ședinței comune a celor două guverne. De fapt, cred că acesta este și obiectivul major aceste ședințe, pe lângă multe alte acorduri și protocoale, memorandum care intenționăm, ne propunem să le semnăm în cadrul acestei ședințe. Acordul de asistență tehnică nerambursabilă este prioritar, este în prim plan. Deci așteptăm că cât de curând să obținem acest acord deja aprobat aici la București, astfel încât să-l aprobăm și noi la Chișinău și să pregătim toate instrumentele necesare pentru semnare. În ultimul timp, mult se vorbește despre sprijinul pe care îl oferă România Republicii Moldova. În majoritatea localităților din Republica Moldova se cunoaște despre renovarea grădinițelor, despre renovarea școlilor, despre renovarea anumitor edificii culturale. Iată, acum mai nou am înțeles că România este dispusă și are această disponibilitate să ajute Republica Moldova să îmbunătățească situația ce ține de canalizare, de apeducte, și acest lucru cere bani și nu bani puțini. Vreau să revin la acordul de asistență tehnică nerambursabilă. Deci mesajele care vin de la cel mai înalt nivel este că acest acord va fi din nou în valoare de 100 de milioane. Sperăm foarte mult că anume așa va fi. Și cred că un astfel de acord și o astfel de asistență va da un mesaj puternic de susținere Republicii Moldova și cetățenilor săi, care așteaptă ca această asistență să fie folosită pentru proiecte strategice, pentru proiecte sociale cu impact asupra calității vieții cetățenilor noștri. V-ați referit la îmbunătățirea, de exemplu, la construcția unor apeducte care să treacă, să unească cele două mauri ale Prutului. Știți, recent a fost făcut acest anunț că România a aprobat acel acord de construcție care a fost semnat în mai 2021, un acord de construirea unui apeduct care va trece din România pe sub Prut în partea Republicii Moldova. Acest apeduct va alimenta, de acest apeduct vor beneficia patru raioane: Ungheni, Nisporeni, Fălești și Glodeni, patru orașe importante și peste 100 de comune. În total, 250.000 de cetățeni ai Republicii Moldova vor, în urma construirii acestui apeduct, vor avea acces la apă potabilă de calitate. Deja în spațiu public s-a anunțat că numărul celor care au obținut cetățenia României, au redobândit cetățenia, este de aproape 1 milion, dar mulți cetățeni încă mai așteaptă și deplâng situația că totuși este foarte îngrelată această procedură de a redobândi cetățenia României. Se poate simplifica această procedură? De cine depinde? Bine, din câte înțeleg, din discuțiile pe care le-am avut, o mare parte acest proces lent care are loc, de exemplu, în ultimul timp, este cauzat de pandemia COVID. Și acesta, pandemia și-a pus amprenta asupra rapidității acestui proces. Ce ține de alte obstacole legislative, bine, deci întrebările probabil trebuie să fie adresate în autorităților de la București.
Dar, în general, ce părere aveți despre acest număr mare de cetățeni care au și cetățenia României? Și pentru că unii politicieni spun că această cetățenie este mai mult cerută în scopuri ca cetățenii din Republica Moldova să poată să-și găsească un loc sub soare în spațiul Uniunii Europene. Eu nu pot să răspund pentru cetățenii noștri care este motivul care îi determină să ia cetățenia, să solicite redobândirea cetățeniei României. Eu știu că acești cetățeni contribuie la bunăstarea economică și socială a Republicii Moldova, a cetățenilor care rămân în Republica Moldova, fie că ei lucrează în România, fie că lucrează în Italia, Spania, în baza acestui, sau alte state, în baza acestui pașaport, ei contribuie la bunăstare și, într-un fel, și demonstrează solidaritatea cu cetățenii rămași cu rudele care rămase în Republica Moldova. Deci ei aduc o contribuție esențială, pozitivă, enormă, aș spune, la stabilitatea economică, socială, așa cum este ea, dar este o anumită stabilitate a Republicii Moldova. Și din acest punct de vedere, cred că noi trebuie să îi aplaudăm. Plus la aceasta, acești cetățeni nu sunt doar ai României, sunt și cetățenii Republicii Moldova, dar și cetățenii ai Uniunii Europene. Mulți din ei, de exemplu, participă activ la viața comunităților locale din varii state, fie că vorbim de Portugalia, avem exemple, din Italia, din Spania, din alte state. Deci ei își aduc contribuția în calitate de cetățeni europeni, în același timp cetățean moldovean, la bunăstarea și Uniunii Europene. Ei ne contribuie la o imagine mai bună a Republicii Moldova și a cetățenilor săi în Uniunea Europeană și în acest fel își aduc aportul la viitoarea integrare a Republicii Moldova în deplină în Uniunea Europeană. Cred că numărul mare a cetățenilor moldoveni cu cetățenie europeană va fi de asemenea un argument esențial pentru eventuala decizie de a integra deplin țara noastră în calitate de membru în Uniunea Europeană. Până în 2019, dar mai cu seamă în 2019, foarte multe primării din Republica Moldova s-au înfrățit cu primăriile din Republica din România. La nivelul administrației publice locale, aceste parteneriate ajută ca să fie rezolvate o parte din problemele cu care se confruntă cetățenii în localitățile lor. Acum se pune mare miză că, anume ajutând administrația publică locală, ar putea Republica Moldova mai ușor să aducă bunăstare și prosperitate în comune. Va fi continuat acest lucru? Este îmbucurător și trebuie să ținut acest proces de înfrățire. Ceea ce ne dorim cu toții este că aceste înfrățiri să nu rămână doar pe hârtie. Dar, să nu aibă doar tentă simbolică? Nu. Multe din ele, pur și simplu, nu ajung la elaborarea unor proiecte comune, proiecte care să fie finanțate, de exemplu, fie cu asistența Uniunii Europene, fie cu asistența României. Dar acest lucru, din păcate, l-am auzit, acest regret l-am auzit de la oficiale din România. Deci, că multe din aceste înfrățiri nu și-aduc roadele la care se așteaptă cetățenii și locuitorii din aceste localități. Deci eu îndemn primarii să nu se oprească doar la semnarea unor acte de înfrățire, dar și la elaborarea unor proiecte comune. Proiecte de care să beneficieze cetățenii noștri. Și pe final, domnule ambasador, pentru că România repetă că rămâne a fi avocatul important al Republicii Moldova pe calea integrării europene, iată, acest statut, acest rol de avocat pe deplin este exercitat de către România? Pe deplin. Eu cred că România mereu, indiferent de evoluțiile politice de la Chișinău, mereu ne-a susținut, a fost alături de noi la Bruxelles și în alte capitale europene. Chiar și astăzi, de exemplu, la
reuniunea ambasadorilor cu președintele României, Klaus Iohannis. Domnul Iohannis a reiterat susținerea necondiționată pentru Republica Moldova pe calea integrării europene. A vorbit despre acest lucru în contextul necesității ca Uniunea Europeană să nu se, să extindă area de prosperitate, de democrație și securitate dincolo de actualele hotare, astfel încât de ceea ce înseamnă să nu se oprească pe prut. Deci, și a vorbit despre Moldova anume în acest context și a reiterat susținerea autorităților, a sa personală, dar și autorităților României pentru viitoarele reforme, actuale reforme, viitoarele reforme pentru proiectele care urmează să fie implementate între statele noastre, dar și pentru soluționarea acelei, inclusiv a crizei energetice cu care se confruntă Republica Moldova și a conflictului transnistrian pe o cale pașnică și într-un mod durabil și cu respectarea dreptului internațional, ceea ce presupune în primul rând respectarea integrității noastre teritoriale, a dreptului nostru de a ne decide soarta, de a ne alege partenerii, de a ne decide politica noastră externă, de a ne alege aliații. Fie că vorbim de Uniunea Europeană, fie că vorbim de aliații noștri din regiune. Dumneavoastră... Deci România mereu a fost și este cu noi. Sigur că, de exemplu, dacă vorbim despre asistența financiară pe care ne acordă România, condiționalitățile pe care le-a anunțat, de exemplu, anul trecut România, sunt aceleași condiționalități pe care le enunță Uniunea Europeană. Și respectarea, să promovăm reformele democratice, să combatem corupția, să avem o guvernanță mai bună, conform standardelor europene și, desigur, să nu uităm că acest parteneriatul strategic care ne leagă are la fundament o identitate comună, o limbă comună, o cultură comună, o istorie comună. Și acest lucru trebuie consolidat. Fără acest fundament, sigur că parteneriatul strategic va șchiopăta și, desigur, și integrarea noastră europeană la fel. Deci, dumneavoastră, ați spus un sprijin necondiționat pe calea eurointegrării, dar o asistență financiară condiționată de implementarea reformelor. Condiții rămân. Condițiile sunt aceleași ale Uniunii Europene. Deci România este membra Uniunii Europene. Deci ea nu poate face abstracție de condiționalitățile pe care le înaintează, care sunt în acordul de asociere semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Și care au devenit angajamente pentru statul Republica Care sunt Moldova. Angajamente. În fond, sunt angajamente. Deci este aceste exact aceleași condiționalități atunci când vine vorba de asistența financiară, le cere și România. Asta deci este realitate. Să mai amintim doar că există și foarte multe proiecte care țin de domeniul educației, de domeniul culturii. Mai greu se ajunge la aceste proiecte. În ultimul timp foarte mult se pare că se discută și despre protecția socială a cetățenilor care vin să muncească în România. Pentru că unii antreprenori își transferă afacerile în România, dar și mulți tineri care cred că acolo totuși condițiile de viață sunt un pic mai bune, ei aleg România. Suntem într-o lume, să spunem, globalizată. Cetățenii noștri au posibilitatea să circule liber acum fie în baza pașaportului european, românesc, fie în baza pașaportului biometric al Republicii Moldova, deci ei acum au șansa să aleagă unde să învețe, să-și continue studiile, unde să lucreze, unde să locuiască. Sigur, acest subiect se află în atenția noastră, în contactele pe care mi le propun cu cetățenii noștri aici. Vom aborda aceste subiecte și vă asigur că noi, în persoana mea și în
ambasada noastră, în echipa pe care o reprezint, cetățenii noștri vor găsi un sprijin important pentru ca acele doleanțe legate de protecția socială să fie aduse la cunoștința autorităților din România și soluționate într-un viitor apropiat. Ce ține de cultură, vă asigur că există foarte multe proiecte pe care, bine, noi nu le putem monitoriza pe toate, dar aici legăturile sunt dinamice. Bine, ministrul culturii urma să vină săptămâna aceasta la București, dar din păcate, din cauza iarăși pandemiei care a afectat și anumiți membri ai delegației, deci nu s-a amânat această vizită, dar ea va avea loc. Sunt trasate mai multe acțiuni comune pentru acest an și, de asemenea, urmează să fie și însemnat și un protocol de între cele două ministere de colaborare. Săptămâna aceasta, de exemplu, la Chișinău, la București, se va afla Teatrul Eminescu de la Chișinău. Deci sunt, preconizăm expoziții de artă aici, să organizăm aici la București și de pictură. Deci vă asigur că cultura nu este uitată și, de asemenea, vom acorda suficientă atenție acestui domeniu, care, repet, este la fel foarte important ca și energia, ca și transportul, ca și economia. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi cât mai bună și un an cât mai reușit și la mulți ani tuturor cetățenilor noștri. Mulțumim, la mulți ani!